Colegii ăștia dumneavoastră, că au primit câte 200.000 de dolari, spunea Renato Usatu. E bine să fii deputat în Moldova, văd. N-au plătit cotizații de membru de partid niciunul. Renato Usatu n-are ce vorbi și îi place să pară la TV foarte mult? Sau Renato Usatu știe ce spune? Domnul Renato Usatu, așa e trahnută din născare, dolbănută. El, de fapt, vorbește în aceste lucruri. Renato Usatu e un dista, un bomș politic în Moldova. Care are un rating foarte, foarte mare. Da, asta rating tot voi, jurnaliștii l-ați născut ratingul. Nu mai are niciun rating. Rating are la aici ca al de ei, care voi îi întrebați. Că e mai ușor discutați cu dânsi. Voi nu vă trebuie oameni competenți, pregătiți. Vreți să spuneți că la Bălți s-au falsificat alegerile? Oamenii l-au ales la Bălți. Da, la Bălți au câștigat alegerile Stas Mihailov și să fie arătător. Cine nu știe? Renato Usatu, dacă se întâmplă ceva, se urcă în avion imediat, se fuge în Moscova. Și gata cu toți. Și aia moldovenii ăsta îmi gură că scad și cu rating. Și mai mult că nimic. Asta vrei să auzi.